Ziua de 16 august este marcată ca Ziua Națională pentru Comemorarea Martirilor Bâncloveni și de conștientizarea violențelor împotriva creștinilor. La 15 august 1714, Constantin Brâncoveanu, domn al Țării Românești între anii 1688-1714, împreună cu cei patru fii ai săi și Ianache Văcărescu, au fost decapitați la Constantinopol, Istanbulul de astăzi. La 24 iunie 2020, plenul Camerei Deputaților a adoptat un proiect de lege prin care se declară ziua de 16 august ca Ziua Națională pentru Comemorarea Martirilor Bâncloveni și de conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. În semn de conștientizare de către cetățenii români a violențelor și persecuțiilor la care au fost și sunt supuși și astăzi creștinii în lume, se iluminează în roșu, între orele 20 și 24, următoarele clădiri: Parlamentul, Guvernul, sediile autorităților administrației publice, centrale și locale, Arcul de Triumf și Palatul Mogoșoaia, se arată în articolul 2 al legii. Inițiatorul, deputatul Daniel Gheorghe, afirma în expunerea de motivă că a creat proiectul de lege pentru a informa publicul, inclusiv tinerii, despre rolul creștinismului în istoria României și despre natura și amploarea persecuției creștine care continuă și în prezent. El speră ca legea să încurajeze creștinii să-și apere dreptul de a-și practica credința fără frică sau obstrucție. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, la 15 august 1714, la Constantinopol, avea loc unul dintre cele mai cutremurătoare evenimente din istoria românilor. Domnitorul Constantin Brâncoveanu, ultimul urmaș al marii dinastii a Basarabilor, alături de cei patru fii ai săi, Constantin, Radu, Ștefan, Matei și ginele său Ianache Văcărescu, erau executați din ordinul sultanului otoman. În fața morții, Constantin Brâncoveanu le-a spus fiilor săi: fiți curajoși, am pierdut tot ce aveam pe această lume, să nu ne pierdem și sufletele și să ne spălăm păcatele cu sângele nostru. Constantin Brâncoveanu a refuzat ofertele sultanului de a se lepăda de credința creștină și de a se converti la islam, lucru urmat chiar de fiul său celui mai mic, care îi se propusese acest lucru și care, la solicitarea tatălui său, care a spus că mai bine să mor de 1000 de ori decât să te lepezi de Iisus Hristos pentru câțiva ani în plus de viață, acesta, deși era un copil, a spus astfel: vreau să mor creștin, lovește. Domnia lui Constantin Brâncoveanu este esențială atât din punct de vedere geopolitic, din punct de vedere moral, cultural. Să nu uităm ceea ce a însemnat stilul brâncovenesc, această combinație unică de elemente bizantine, de influențe renașentiste, italiene și germane, dar în același timp totul pus pe un substrat autohton evident. Constantin Brâncoveanu a fost un domnitor care a purtat legături diplomatice până la nivelul lui Ludovic al XIV al Franței și al lui Leopold I al Austriei. Această epocă, practic, încheie prin acest regicid și prin acest sacrificiu creștin al unui domnitor care a căzut victima unor intrigi geopolitice și cât și unor răzbunări de curte, încheie epoca renașterii muntenești din secolul XVII, acea epocă în care avem, iată, și prima Biblie a lui Șerban Cantacuzino, la care a contribuit și Brâncoveanu la 1787-88. Să nu uităm un aspect, este foarte important să înțelegem rolul și dimensiunea sacrificiilor pe care creștinii le-au făcut de-a lungul istoriei, nu doar din perspectivă religioasă, ci și din perspectivă civilă. Și de aceea este foarte important să avem o lege care să fie consacrată acestor jerfe, acestor martiriuri, care, iată, ele țin de pe vremea lui Nero și Dioclețian, până astăzi, în zilele noastre, când creștinii sunt persecutați de grupări jihadiste în Africa și Orientul Mijlociu, de regimuri totalitare prin Coreea de Nord ori China. Ca atare, eu cred că este esențial să înțelegem moștenirea deosebită pe care creștinismul românesc e ca parte esențială din civilizația mondială. Mulțumesc. Ne-a lăsat-o și vă invit pe toți să susțineți acest act normativ. Vă mulțumesc și eu. Organizația Open Doors avertizează că unul din 8 creștini trăiesc în țări cu un înalt nivel de persecuție. Într-un top realizat de organizație, pe locul întâi din punct de vedere al intensității și cruzimii persecuției creștinilor, se situează Coreea de Nord, în care credința oficială este ateismul combinat cu un fel de cult al personalității conducătorului de stat.